ultima finală de la Wimbledon dintre Novak Djokovic, 36 de ani, și Carlos Alcaraz, 20 de ani, a făcut să aprofundăm povestea fără sfârșit al celui mai nobil sport din lume. Puștiul minune al sportului alb i-a oprit ascensiunea No Limits a serbinatorului spre cele mai înalte performanțe din istoria tenisului. Așa pare să se vadă la o primă vedere, aproape 5 ore de joc. Între agonie și extaz l-au dat câștigător în cele din urmă pe Ciupilă Alcaraz, așa cum l-am poreclit prietenilor mei, un tânăr de 20 de ani, numărul 1 mondial în clasamentul ATP. Puștul spaniol s-a impus în 5 seturi în fața sârbului Novak Djokovic, numărul 2 ATP, scor, după cum bine știți, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 în final. Deși neînvins pe gazonul Wimbledonului de 31 de partide, publicul londonez i-a fost ostil lui Nole, creștinul ortodox din Balcani, aproape tot meciul. La finală, de pe tabloul masculin, în tribunele arenei centrale, mari celebrități ale lumii, de la prințul William, Kate Middleton și copiii lor, la Daniel Craig, Gay Richie, regele Felipe al Spaniei, soția sa și Brad Pitt au ținut pumnii strânși noului copil teribil al tenisului mondial, Carlos, 20 de ani. Prințul George și prințesa Charlotte, copilași îndrăgiți ai cuplului Williams și Kate, au fost în centrul atenției și au devenit viral pe rețelele de socializare la fiecare moment surprins în tribune. Nu doar aceștia, ci și copiii lui Nole au fost urmăriți permanent de camerele de televiziune. A fost un regal fără egal al celui mai domnesc sport din istorie. Poate că am fost martori alături de milioane de fani ai tenisului la cea mai spectaculoasă partidă de tenis din ultimii 40 de ani. Urmărind partida și fiind sentimental alături de Nole, ne-am amintit de emoțiile unei partide similare ale finalei turneului Wimbledon din 76 dintre Stan Smith și Ilie Năstase. Scor memorabil 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 în favoarea lui Stan Smith. Au trecut peste noi ani și au coborât durerile lombare, dar ne-am cutremurat ieri la spagatul lui Carlos. Mi-am adus aminte cum am terminat examenul de treaptă pentru a ajunge în arena din Parcul Rozelor la meciul dintre Guillermo Vilas și Florin Săgălceanu, 4-6, 4-6, 6-3, 1-6. Încă de atunci visam să văd o finală de Wimbledon, n-am reușit decât o semifinală pe Flushing Meadow la US Open. Nu toți pământenii au darul dumnezeesc al visului, aveam să scriu în editorialul de mâine din România Liberă. Ciupilă Carlos își justifică poziția de numărul 1 mondial. Are nu doar vână, nerv și forță, ci și o mare putere de adaptabilitate la context. Forță și imaginație, putere de sine și constituție demnă de un campion mondial. Firește am ținut pumnii strânși pentru Nole, în dezacord cu marele public, solidar mai mereu cu cei mai tineri. S-a prăbușit duminică steaua norocoasă a serbinatorului, așa cum l-am denumit în urmă cu 2 ani. A obosit după vârsta de 36 de ani? Asta este întrebarea care ne frământă pe noi cei care l-am vrea nemuritor. Greșelile tehnice, nervozitatea extremă, după cum știți, și-a rupt racheta de stâlpă fileului, plânsul de mânie din final ne fac să ne gândim la apusul unei mari cariere, dar nu e așa. Toți care urmărim tenisul știm că orice sportiv are perioade mai faste și mai nefaste. Duminică Nole s-a precipitat.
Credea că îl învinge rapid pe tânărul spaniol, mai ales după primul set. Posibil să-i fi nesocotit puterea și ambiția, ce pare certe că titanul nu a ruginit, dar psihologic a fost învins de un jucător mai stabil emoțional. Să lovești cu forță de 90 de mile mingea fiind în aer cu ambele picioare, să lovești cu forța de 90 de mile mingea fiind în aer cu ambele picioare, să ai curajul să-l plimbi pe Djokovic, pe toată partea lui de carpetă, pe alocuri fără iarbă, să pui mingile la milimetru după fileu, o șansă sau o îndelungată pregătire. Ne întrebăm, de unde miracolul? Poate că ambiția celui care n-avea să piardă decât numărul 1 mondial l-a făcut să-și tureze nervii și mușchii la no limits, la limite neobișnuite. Ciupila Carlos, cum l-am alintat prietenilor, a făcut senzație. Nu că Nole e terminat, copilul spaniol a împrumutat ceva din viziunea lui Hannibal când a dus elefanții din fosta Iberie să cucerească Roma eternă. La final, Nole l-a felicitat pe micuțul temerar pentru isprava sa, a îndrăznit să provoace marea redută a unei uriașe stele, făcându-l pe marele campion să lăcrimeze de nervi în final când s-a adresat lui Ștefan, fiul său aflat în tribune. Carlos nu i-a întors gratitudinea, dar în schimb a spus un lucru emoționant. M-am născut cu tine, campion. Să urmărești un titan și să crezi de mic în șansa de a-l învinge, iată măreția ființei umane. Nici o inteligență artificială nu va putea organiza vreodată visul cu temei. Partida dintre Nole și Carlos, între generația de ieri și cea de mâine, ne face să credem că sportul rămâne singura competiție onestă din lume, unde trișorii și farsorii marilor războaie nu pot fi decât dați la râme pentru acțiunile lor mișelești. Trebuie să-i mulțumim lui Nole că un sfert de secol a ținut aprins spiritul balcanic și ne-a mărturisit în fața lumii. Prin el și noi românii ne-am simțit mai puternici. Editorialul nu e un requiem pentru serbinator, ci o simplă închinare la zeul tenisului care ne ține în zilele marilor finale ocupați. Nole, fi tare, spune-le tu, Carlos, celor care ne socotesc pe atotputernic, că doar Dumnezeu împlinește visurile copilăriei. Doamne, ajută să avem lumină!